Dacă nu știați, în fiecare dimineață, la ora 8, varanul pleacă la alergare de aici, pe această stradă, din Corbeanca, da? Vedeți aici imaginile, da? Către Paradisul Verde, Sport and Spa. Aleargă de aici, iese varanul pe aici, cu prosopul la gât și aleargă... și te uiți la burlogul lui, ca să înțelegi ce fel de animal este, da? Te uiți la burlogul lui Dan Voiculescu și înțelegi ce fel de animal este. Zilele acestea mă uit la un serial foarte interesant, realizat de Netflix, care sigur se inspiră din fapte reale și filmează în cadrul natural real în Mexic, în Guatemala și în Salvador. Este vorba despre traficul de drog. Salutare, dragi fiute, vă tot explic care sunt mizele lui Liviu Dragnea și vă explicam în niște postări care am văzut că au făcut furor pe Facebook și au determinat chiar și o reacție din partea cuiva, Moș Crăciun, care mi-a oferit niște imagini. Nu pot să dau prea multe detalii, pot să spun doar atât. Mulțumesc, rezist SkyTeam. Vă vorbeam despre implicarea infractorului Dan Voiculescu, patronul de facto al trustului Antena 3, în toate demersurile pe care le face Liviu Dragnea împotriva independenței justiției, în special în demersurile privind grațierea și amnistia. Este o miză uriașă, dragii mei, și am venit aici, în comuna Corbeanca, pe strada Laguna Albastră. În spatele meu se află domeniul opulent unde și-a construit un bunker Dan Voiculescu. Un domeniu care încă nu este scos la vânzare de către ANAF, nu este supus vânzării, pentru că este pe numele uneia dintre fiicele lui Dan Voiculescu și, spunea șeful ANAF anul trecut, nu știau că aici este o clădire, oameni buni. Au descoperit ulterior că este o clădire. ANAF a evaluat la 2 milioane de euro această proprietate. Nu știu dacă numai terenul face atâta și clădirile pe care le veți vedea mai departe. Mulțumesc, rezist că ai timp. Ce vreau eu să vă spun însă legat de mize. Cât de mari sunt mizele? Pentru Dan Voiculescu, miza este de cam 50 de milioane de euro. Acesta este burlogul varanului, locul de unde, după mai cum îmi spun mie mai multe surse, varanul își coordonează foarte bine mișcările. Îl trage de sfor pe infractorul șef al PSD, Liviu Dragnea, sperând să obțină grațierea și amnistia. Avem imagini cu varanul de aici, ultimele imagini au fost obținute de către un tabloid. Dacă nu știați, în fiecare dimineață, la ora 8, varanul pleacă la alergare de aici, pe această stradă, din Corbeanca, da? Vedeți aici imaginile, da? Către Paradisul Verde, Sport and Spa. Aleargă de aici, iese varanul pe aici, cu prosopul la gât și aleargă 1,2 km. Miza este uriașă, dragii mei, pentru Dan Voiculescu, pentru că în urma dosarului ICA, știți, în care el a fost condamnat la 10 ani închisoare și a făcut mai puțin de 3 ani de zile, 2 ani și 11 luni, dacă nu mă înșel exact, pentru că ar fi scris foarte multe cărți. Ați văzut, eu m-am întâlnit cu el la Romexpo și n-a putut să-mi explice cum a scris cărțile respective. Susține că le-ar fi scris cu mâna, deși n-ar fi avut timp fizic să le scrie. Deci numai pentru infractorul șef al PSD, Dan Voiculescu, vorbim despre 50 de milioane de euro. Cam 51 de milioane de euro mai are de recuperat statul de la el. Prejudiciul total în dosarul ICA a fost de 60 de milioane de euro și ANAF a reușit să recupereze, conform unui articol publicat pe capital.ro în luna august a acestui an, ANAF ar fi reușit să recupereze aproape 9 milioane de euro. Deci numai pentru varan miza este de 51 de milioane de euro. Varanul care veți vedea ce construcție și-a făcut aici, ce buncăr a putut să-și facă aici, Dan Voiculescu, și despre care, în mod interesant, ANAF nu știa nimic. Asta deși de foarte mult timp au apărut și niște imagini scurte filmate dintr-un alt elicopter cu proprietățile varanului. Așa cum vă spuneam, ANAF nu a putut de la bun început să confiște această casă, să urmărească, pentru că este pe numele unei fiice a lui. Surse de la Oficiul de Cadastru și Carte Funciară mi-au comunicat faptul că, deși construcțiile dăinuiesc aici de foarte mult timp, ele au fost doar relativ recent înregistrate în Oficiul de Cadastru și Carte Funciară. Dincolo de aceste aspecte, dragii mei, vreau să vă mai zic ceva. Așa cum spuneam și în postările mele, convingerea mea fermă este că Dan Voiculescu joacă un rol foarte, foarte important, alături de alte grupări, grupări cu care în trecut era în război și cu care acum a bătut palma, cum este gruparea Udrea Andronic, dovadă fiind faptul că Elena Udrea se lăfăie toată ziua la televiziunea lui Dan Voiculescu. Dan Andronic a devenit sursă principală de informații și este citat constant în emisiunile Antena 3. Cu toții, toate grupările mafiote din politica românească și din business au acest interes. În mod special, cei care au fost deja condamnați,
cum este Dan Voiculescu, cum este Adrian Năstase, cum este Elena Udrea, au acest interes al unei legi privind amnistia și grațierea. Liviu Dragnea însuși a fost și el condamnat și are un interes al acestei legi. Mai este un aspect pe final, pentru că vreau să vă las după aceea să priviți imaginile. Mulțumesc că rezist SkyTeam. Vreau să vă las să priviți imaginile. Asta e, Moș Crăciun a venit cu Renu și Renu Rudolf mi-a lăsat un DVD cu niște imagini. Eu am venit personal aici la fața locului ca să mă asigur că ceea ce am primit în imagini de la Rezist SkyTeam corespunde cu ceea ce este la fața locului. Trebuie să fac această verificare. Și ce vreau să vă spun eu, dragii mei, veți vedea imaginile, că și asta spune mult despre... Știți, se spune, te uiți la un om, te uiți la hainele lui și te uiți la burlogul lui ca să înțelegi ce fel de animal este, da? Te uiți la burlogul lui Dan Voiculescu și înțelegi ce fel de animal este. Întâmplător sau nu, vă spuneam și într-un live pe care l-am făcut pe Facebook, zilele acestea mă uit la un serial foarte interesant, realizat de Netflix, care sigur se inspiră din fapte reale și filmează în cadru natural real în Mexic, în Guatemala și în Salvador. Este vorba despre traficul de droguri. Și acolo este un mare traficant de droguri, unul dintre ei, El Chapo se cheamă. Dom'le, mă uitam la proprietățile acestor traficanți de droguri, pe măsură ce El Chapo merge prin, mă rog, se întâlnește cu diversi alți lorzi ai traficului de droguri din America Latină, se filmează în acele cadre și mă uitam la proprietățile lor și parcă seamănă cu ce și-a făcut Varanul aici. De unde și-a făcut Varanul, dragii mei, ăsta nu este un secret. Așa cum am explicat și în materialul pe care le-am realizat de la Gaudeamus, de la Târgu de Carte, unde am și încercat, vreau să am un dialog mai lung cu Dan Voiculescu, să-i pun toate aceste întrebări legate de averea lui, dar, mă rog, el a avut comportamentul pe care l-a avut, link-ul găsiți acum pe YouTube, reprezintă aripa de business a securității. În cazul lui, Direcția de Informații Externe, care făcea afaceri în numele statului român, statului comunist român, făcea afaceri în Occident prin firma Crescent, firmă care avea niște conturi, care avea foarte mulți bani. Când a căzut Ceaușescu, cine a avut cheia de acces la aceste conturi, s-a îmbogățit și avem ceea ce avem aici. Despre această mafie este vorba, oameni buni, fiți siguri că pentru Varanul, care are burlog după acest zid foarte frumos, pentru Varan este o miză uriașă, oameni buni, de cel puțin 51 de milioane de euro. Și acum vă las să savurați imaginea. Încă o dată mulțumesc că ziți SkyTeam.